Lucian Viziru a fost mereu apreciat în cariera sa de actor, însă, chiar dacă se bucura de succes, a decis să se retragă din spațiul public. Timp de 13 ani, s-a reîntors la o pasiune mai veche și anume tenisul. Totuși, recent a reușit să-și surprindă fanii după ce a apărut pe micile ecrane interpretând un rol într-un serial de succes din țara noastră. În cadrul unui interviu recent, fratele lui Augustin Viziru a recunoscut că el și-a dorit mereu să interpreteze roluri negative, de băiat rău, însă nu a fost niciodată privit astfel. Mai mult, Augustin spune despre el că ar putea să intre în pielea oricărui personaj, însă acest lucru depinde foarte mult și de câți bani îi se oferă. În continuare, Lucian Viziru a dezvăluit că sunt puțini scenariști în țara noastră care reușesc să contureze bine rolurile personajelor pozitive. De asemenea, acesta consideră că publicul din România nu apreciază astfel de roluri, iar acesta este unul dintre motivele pentru care nu se regăsește într-un scenariu de acest gen.